Am bucuria și onoarea să prezint mesajul Preafericitului Părinte Daniel, care este intitulat Mărturie creștină și responsabilitate socială. Tema propusă anul acesta de grupul de rugăciune al Parlamentului României, la ediția națională a micului dejun cu rugăciune, lider și politic în identitate creștină, reprezintă o provocare și un îndemn adresat parlamentarilor români de a-și împlini misiunea ce le-a fost încredințată de cetățeni în spiritul valorilor creștine, cu discernământ, responsabilitate și colegialitate. Apelul la păstrarea, afirmarea și promovarea acestor valori de către liderii politici poate fi considerat ca fiind întemeiat pe tradițiile noastre naționale și ilustrat de domnitorii noștri care s-au inspirat în lucrarea de conducători ai poporului din legea strămoșească sau legea creștinească. Conducerea politică și cea religioasă au mers împreună de-a lungul secolelor în beneficiul moral, spiritual și material al întregii societăți românești, cele mai elocvente exemple fiind Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfântul Voievod Neagoe Basarab. De fapt, la bazele Europei creștine se află un astfel de exemplu reprezentat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, amintit adesea pentru edictul de la Milan din anul 313, prin care a acordat libertate religioasă creștinilor din Imperiul Roman, dar și pentru legi sociale cu caracter creștin, ca interzicerea torturii și uciderea pruncilor. În Bizanț avem numeroase exemple, precum împăratul Justinian I. Acesta a avut o influență majoră asupra consolidării Bisericii Ortodoxe și este cunoscut pentru Codex Justinianus, o colecție vastă de legi elaborată în spirit creștin, care a avut un rol crucial în modelarea dreptului civil european. De asemenea, sub conducerea sa, a fost construită Bazilica Hagia Sophia, una dintre cele mai mari realizări arhitecturale ale lumii antice. Astăzi, în mijlocul provocărilor inerente domeniului politic, principiile creștine pot oferi o temelie stabilă și un ghid moral pentru cei care doresc să conducă societatea cu integritate, responsabilitate și înțelepciune. Ca orientare, două valori sunt permanent actuale: iubirea aproapelui și slujirea comunității. Principiul central al învățăturilor Domnului Iisus Hristos este iubirea de aproapele. Un lider care încorporează această valoare va căuta să servească nevoile comunității, asigurându-se că fiecare voce este auzită și că fiecare persoană este tratată cu demnitate și respect. Cuvintele Domnului Iisus Hristos către apostolii săi, referitoare la modul de a conduce pe cei credincioși, își găsesc aplicabilitatea și în lucrarea liderilor politici. Citez: știți că ocârmuitorii neamurilor domnesc peste ele și cei mari le stăpânesc. Nu tot așa va fi între voi, ci cel care între voi va vrea să fie mare, să fie slujitorul vostru. Și cel care între voi va vrea să fie întâiul, să vă fie vouă slugă. După cum și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci să slujească și să-și dea sufletul răscumpărare pentru mulți. Am încheiat citatul din Matei 20, 25, 28. Iar Sfinții Apostoli au înțeles și s-au conformat poruncii Domnului Hristos, dovadă că Sfântul Apostol Petru solicită același comportament și tuturor preoților. Citez: păstoriți turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu silnicie, ci cu voie bună, după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste, nu ca și cum ați fi stăpâni peste biserici, ci pilde făcându-vă turmei. Am încheiat citatul din 1 Petru 5, 2-3. Într-o lume complexă și adesea contradictorie, liderii politici pot întâlni situații
în care sunt tentați să compromită sau să ignore valorile creștine din cauza presiunilor politice, economice sau sociale. Pentru depășirea acestor situații, un lider creștin trebuie să revină constant la învățăturile fundamentale ale credinței sale. Aceasta poate implica și consultarea cu duhovnici sau părinți spirituali, rugăciunea și reflexia personală. De asemenea, este esențială o înțelegere profundă a contextului și a implicațiilor fiecărei decizii, încercând să se găsească soluții care să respecte și valorile creștine, dar și să servească binele public. În orice situație, integritatea, transparența și responsabilitatea trebuie să fie în prim plan. Un lider inspirat de principiile creștine va promova dreptatea, egalitatea și respectul față de oameni în toate aspectele guvernării. El va lupta împotriva corupției, recunoscând că aceasta subminează încrederea publică și pervertește principiile dreptății. Discernământul, modestia și ascultarea de vocea poporului, echilibrul, dreptatea și bunătatea sunt virtuți centrale în tradiția creștină. În plus, conștiința că fiecare persoană este creată după chipul lui Dumnezeu le poate reaminti liderilor despre demnitatea și valoarea unică a fiecărei persoane. Un lider echilibrat și modest nu doar că va promova voința și binele poporului, dar va recunoaște și că el însuși este supus legilor și principiilor pe care le promovează, evitând astfel excesul de putere sau urmărirea propriilor interese. Prin urmare, rolul credinței în formarea unui lider creștin este decisiv, deoarece ea este o relație profundă cu Dumnezeu, care formează caracterul, viziunea și valorile unei persoane. Un lider care își înrădăcinează acțiunile în credința sinceră va aborda provocările cu înțelepciune, curaj și compasiune umană. Atunci când deciziile sunt luate cu responsabilitate în fața lui Dumnezeu, ele devin mai convingătoare. Identitatea creștină reamintită consecvent îi va determina pe liderii politici să vadă, dincolo de politica obișnuită, binele comun al poporului român. Inspirați de ea, liderii vor fi capabili să promoveze valori precum iubirea milostivă, generozitatea, dreptatea și smerenia, determinante pentru modul în care liderii interacționează cu cei pe care îi conduc. Relația dintre funcția politică și identitatea creștină, deși complexă, poate modela o societate mai dreaptă, prosperă și caracterizată de compasiune și solidaritate. Ambele sfere, politică și religioasă, atunci când sunt în armonie, pot deveni factori de speranță, dreptate și progres. În fața provocărilor și dilemelor inevitabile, este esențial ca liderii să revină mereu la fundamentul oferit de credința lor, lăsându-se conduși de principiile creștine care promovează binele tuturor. Adresăm felicitări și încurajări grupului de rugăciune din Parlamentul României, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de împreună lucrare, în spiritul bunelor relații dintre toate cultele din țara noastră. Totodată ne exprimăm speranța că și pe viitor grupul de rugăciune va reuși să inspire și să cultive valorile creștine în rândul parlamentarilor de astăzi și de mâine ai României. De asemenea, felicităm pe organizatorii acestei reuniuni parlamentare și ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos să dăruiască tuturor participanților lumina și ajutorul său, pentru a contribui cât mai mult la apărarea și promovarea demnității persoanei umane în societatea de astăzi. Semnează preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Vă mulțumesc pentru atenție. Și ca binecuvântare, așa cum mi s-a cerut, voi rosti următoarea formulă pe care o cunoaștem cu toții, și anume,
cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mulțumesc încă o dată.